Salutează Ștefu, este Halloween și cu ocazia asta am făcut un mega concurs de cioplit dovleci. Am un invitat surpriză care este chiar lângă mine și la final cel care are cel mai bun dovleac votat de public va câștiga 500 de lei. Și băieți, eu zic să vedem cine e invitatul surpriză. Dacă dați like chiar acum îți va da masca jos. Ce zici, mă? Au dat, nu? Ați dat like, da? Hai, dă-ți masca jos. Ia uitați-le chiar aici, eu nu pot să-l văd. 3, 2, 1, hai, bă. Noroc. Mamă, Ștefule. Să nu faceți asta acasă. Vă rugăm frumos. De-abia ne pricepem noi. Dar noi este entertainment aici. Noi facem asta... Bă, tu ai reușit să... Bă, eu bă-ți? Nu prea am forță. Eu mâine cu 50 de chile să mă bată mamaia. Tu? Cum era tine? Hai că merge, dacă... Merge treaba? Merge. La mine capacul ăsta... Dar nu merge să-l scot. Ia, mama l-am băgat, gata. Avem voie să ne ajutăm, nu? Ena, cum vrei să ne ajutăm azi? Ajută-mă și trebuie să dau capacul ăsta jos. Stai așa că nici eu nu pot. Mamă, mai ia căzut ăsta. O să ne chinim o oră, cred. Cred că o oră... Doar să scoate capul. Da. Revenim noi, băieți. Așa. A ieșit, bă! L-ai scos deja? Da, 100 de lei! 100 păi de lei! Păi cine face primul, mă, dar zici cine scoate. Bă, lasă, bă, dar miezul cum îl scoate, mă? Am mai făcut asta, mă, pe moce. Mie tremură și mâna, tot cum mie tremură. Gata, mă, m-a ieșit. Ați-a ieșit? Și ia uite cum e la mine. Hă? Ia uite cum e la mine. Să mori, bă! Nu e corect! Uite karma, uite karma. Bă, ia karma uitați, pentru că nu te-am făcut nimic rău. Ia uite karma aici. Mamă, cum e, deja ai făcut, am eu pot spune. Băgane... Bă, mai scot de aici niște miez, dacă e să mănânc cu nu mie. Nu e corect, am fost furat. Ia uite, mamă, câte... Eu trebuie să mai primesc timp, că la mine aici e muncă grea. Bă, n-are, mă, bă, ai avut bulan, mă. Băiți, prima parte este gata, am terminat de curățat dovlecii, cum vedeți aici. Și acum ne apucăm de sculptat. Eu cred că te bat, sincer. Eu zic că... Ne spălăm pe mâini și revenim. Hai. Ok, ne-am spălat pe mâini, am revenit și acum urmează partea de... Sculptare. Sculptare, efectiv, a dovleacului. Hai să începem. Hai. Nu știu ce față să-i fac, stai să fac așa un model cu... Bă, nu știu, eu... Am venit aici, o să fiu creativ. Prima oară o să fac o schiță. Și eu. Deci aici vine gura așa. Fac așa un model. Ce? Te-ai speriat, nu? M-am speriat. Păi da, stai mă, trebuie să te sperii că e Halloween. Dar n-am venit și noi costumați în ceva, Ștefule, nu te-ai gândit. Uite-l pe ăsta în spate aici. De cam îmi face cu ochi. Bă, mie chiar mi-e frică de ăsta, gen. De când am intrat aici, mi-am fost așa puțin teamă cu... Dar cum tai? O să-și miște el cap. Cum să te... Cred că-i fac... Ok, nasul, trebuie. Îi fac așa un model. Era să mă tai, Ștefule. Vina ta? Vina mea, dar tu îmi plătești spitalizarea că-s pe clipul tău. Da. N-am dreptate? Poate te dau și în judecat. Poate nu mai te iubi la clipul ăsta. Mamă! Hai bă. Să... Mamă, ca... E greu, bă. Acum e cea mai grea parte. Era să mă tai din nou. Nu, cred că asta e cea mai grea parte, sincer. Bă, ai intrat în auto? Am intrat, mă. Cum să-i fac ochii ăsta, mă, hlădit așa. Tu ai început deja cu ochii? Da. Eu îi fac gură. Da, te rog, eu nu mai mișc anul ăsta de masă. Nu prea pot să mă miști și pe mine, la cât de slab sunt. Eu trebuie să fac glume din astea că slab, știi? Ca să... Când fac eu mișto de mine. Fă mișto de mine, știi? Bă, da, ești tu slab, dar nici forță n-ai. Exact. Să fim în noi mai... De simetria la școală. Deci facem aici un punct. Ok. Și luăm... Din ce clasă faci simetrie? Așa, așa, așa. Înseamnă că eu n-am făcut așa. Deci, câte degete? Câte degete? Deci, două. Două? Cam trei degete distanță. Mamă, e bad boy al tău, mă. Deci, trei degete. Deci, băieți, v-am zis, la 1000 de like, cu ăsta zboară în col. Ce face? E... Unde zboară? E... Nu am auzit. E... Și cum ar fi să zic? Nu am auzit bine. Tai, nu mai mișca puțin masa, te rog eu, puțin. Când vezi, nu. Ți-am zis sau nu o miști? N-am mișcat-o. Glumesc, mă, că n-ai mișcat. Ok, deci trebuie să-i fac așa câți?
Cât Jean Cam. Un deget. Bă, gura lui ăsta când e mai mare, când e mai mică, mă. Chestiuța asta. Hai, bă, la mine iese. N-am de ce să termin, la mine chiar iese. Bă, și la mine este ceva, de ce să mă plâng? N-am eu așa imaginație. Dar iese, bă. N-avem imaginația numai pe tu, bă-ți. Exact. Și asta la un unghi de... Un unghi de 60 de grade. Dar e cam periculoasă treaba asta cu cuțitele. Nu puteai să-mi aduci, știu, din alea de plastic? Cum mai tăi, frate, cuțitele? Cum mai tăiai, domnul? De ce? Bă, ne descurcam noi, mă. Măcar știam că nu plecăm cu 4 degete în loc de 5. Și acum ai plecat cu 4 sau nu știu? Bă, încă n-am terminat aici. Ok, atât, până acolo. Abia aștept să viază clipul ăsta că-i prea panoram. Pă bune. Abia aștept să termin asta înaintea ta. Bă, lasă-mă, mă, în pace, că eu dacă îi bag 2-3 cuțite l-am terminat. Da, da, contează și să fie chipeș. Păi bă... S-am zis că eu în altă viață am făcut asta. Vezi că eu i-am terminat gura, tu ce faci? Nu i-ai terminat ochii. Tu i-ai scos ochiul, nu că i l-ai făcut, i l-ai scos. Știi că... Dar de unde știi, mă? Te uiți pe... Mă uit. Ok, și aici facem mod asta. Și șmecherie. Hai că iese... Gata, mă, ia, ne-am scos gura, mă. Gura e cea mai ușoară. Cum? Știi vorba. Bă, Ștefule, mi-ai zis să nu mai fac glume și acum tot. No, am făcut o prostie. Mă ia și mănânc. Bun. Ștefule, poftim. Mersi. E bun? E bun. Ia gust. Mamă, ce gură are. Aoleu, ce gust are. Adevărat? Dar nu e atât de rău, să știi. Proteine, mă, proteine. Hai că proteine. Glumezi, mă, și eu. Glumezi, tu, nu? Bă, iarăși m-am am încurcat părțile astea, bă, câte... Așa. Așa. Vine așa, bun. Acum vine așa. Exact așa. Ce e ce am făcut pe aici? După tu faci cura, da? Aia. Cine pierde faci? Aolu. Hai că scot ochiul acum. Așa, așa mi-a scut eu ochiul. Mamă, cum ești? Săracul om, mai ești. Hai că e cât de cât simetric, bun. Am avut noroc. Noroc în dragoste? Noroc în ambele, să știu. Eu nu prea mai am noroc în dragoste. Băieți, dacă aia, dacă se uită vreo fată de peste 15 ani și vrea să facă clipuri cu mine, știți unde mă găsiți, la Ștefu pe canal. Bă, eu am dat pe mine, mă. Mă, îmi place mult. De fapt, ți-ai ieșit? Sunt cam de femeie, mă, chestia ce. Ce are, mă, Ștefanie? Ștefanie, spune. Ștefanie Junior. Nu se știe niciodată dacă e fată sau băi. Și la mine poate va fi Roberta. Roberta? Cum ar fi, bă? N-am nimic cu numele ăsta. N-am nimic, dar zic așa că... Fac și-o nasul. Îi lași ochii? Am făcut ochii, da. Da, bun, las. Ha, mă, că ies. Nasul mare. Nasul mare. A, da, bă, trebuie să-i fac și nas. Bă, bine, mă, că mi-ai zis. A, dacă nu ziceam... Filozof rămâne. Filozof rămâne, vorba ta. Vorba mea? Bă, eu sunt deștept, mă, bă, eu sunt trecut prin viață, mă, știi. Dar eu nu prea mai am loc de nas. Ce să-ți fac? Am făcut gura asta prea mare. Dacă îi place viața omului, ce vrei să-i fac? Bine, bine. Am furat jumătate de nas, cam atâta. Și altă jumătate nu prea iese. Nu prea iese. Păi vorbește frumos cu ea, mă. Hai, frate, ieși. Hai, frate, ieși. Ne ieși în o foame. Soră mea, haide. Zici și tu că ți-e foame, că ai filmat toată ia, ziua. Ia, uite-mă cum l-am rupt. L-ai rupt? Hai, nu chiar. Deci nasul ar trebui să fie undeva pe aici, nu? Bă, arăta mai bine în imaginația mea, dar... Bă, la mine până acum e tot ce mi-am dorit. Dacă zici tu... La mine e cam așa. Bă, nu mai este...
Jale, jale, jale. Jale, jale, jale. Asta e când un copyright. Nu, de nou. Ce? N-ai voce chiar așa. Păi bă, mulțumesc. Bă, frate, același. I-am făcut nasul mult prea mare, eu mă. Da, eu. Băi, Mr. Bean, că ăla avea nasul mare. Eu i-am făcut un nas de... S-a dat și băiții ăștia la cameră. Întrebarea e GoPro, merge? Ce? Mamă, de cât filmăm? De cât? 20 de minute. Dacă mi-ai zis... Bă, cum l-am făcut, e atât de prost. Bă, ce are, mă? Mama, ți-e frică că o să pierzi? Mi-e frică. Atunci, ai, o să pierzi, dacă ți-e frică. Bine, nu o să mai fie frică, uite. Ok, așa te vezi. Vezi? Noi acum suntem într-o competiție, băieți, dar trebuie să fim și fair play, știi ce zic? Adică dacă eu îl înjur acum pe Ștefur, nu e fair play că... Și eu pot să te înjur dacă vreau. Păi nu, dar asta zic că dacă te înjur, gen, o să te simți prost. Exact. Deci trebuie să fii fair play, băieți. Bă, eu i-am făcut nasul foarte bine, mă. Da? De acum la ochi trebuie să... Deja o să iasă un ochi afară, mă înțelegi? Să iasă ochi. Da. Bă, nu mai mișca puțin de mărs. Bine. Oh. Câte poți să faci cu 5 bani? Câte? Nimic, dar în zilele noastre nimic, dar sunt bani. Îmi plătesc și eu dracu întreținerea, suntem 4. Mă concentrez aici. Lasă așa. Ne supărăm, mai grijă. Nu mai vin data viitoare. Nu mă uită la tine. Cum ar fi să iasă la fel de obligi? Dacă ai făcut ochii cum am făcut eu, îi mâncăm. Vrei? Da. Vreau, uite un ochi, uite. Bă, mai speria, mă, treia să mă anunți. Ți-a zis, uite un ochi. Era să mă tăia 15.000. Oh. Ok. Hai că cred că arată bine. Bă, Robițu Junior, îmi pare rău. O, ideea mea la ochii lui era alta prima oară. Când văd ce a ieșit, nu prea merge la mine, dar merge. Nu-i perfect. Îți arunc cât e perfect. Haide, bă, ieși! Bă, ești plăcut surprins. Bă, și eu. Nu mă așteptam să-mi iasă atât de bine. Stai că le arăt și eu. Ia uitați, băieți, până acum. Mi-am de făcut doar un ochi eu. L-am terminat. Și eu. Mamă, al doilea ochi e și mai bine decât primul. Bă, l-am terminat în același timp, deci eu zic... Eu zic că... Să rămână la alegerea oamenilor. Ok. Depinde ce votează oamenii. Ia uitați-l, băieți, ești gata? Stai, hai să ne-l arătăm în același timp. Facem schimb de dovleci? Să vedem cum arată fiecare? Hai! Bun, eu ți-l dau pe aici. Nu te uita. Și dă-mi-l tu pe al meu. Nu te uita, nu te uita, nu te uita. Și dă-mi-l tu pe al tău. Hai să ți-l uită. Hai, Robiță Junior. Tatăl și pup. Hai, dă-l! Hai, la 3 facem reveal-ul. Hai. 3, 2, 1. Mă! Ce nu ai zici că e o cioagă, bă? Ce e asta, bă? Ce bă, nasul ăsta e? Zici că e femeie, bă? Bă! Bă, dar bine. Bă, e frumos, mă. Da, și-al tău, dar ok, ce zic? Bă, asta ești tu, mă. Bă, cât de frumos e, mă, ia, uitați-l, băieți. Bă, cum e al tău? Caterin, că bă, altul cade pe spate mare, o din aia de... lipsă de calciu. Ia ce mai aici?